Un îngrozitor accident de circulație s-a petrecut astăzi, 11 mai, la podul de trecere a căii ferate de la Tarcău, unde un limitator de înălțime a fost agățat de un Volvo care transporta un bulto-excavator. Limitatorul, care cântărește câteva tone, a căzut pe un microbuz în care se aflau 5 persoane. Șoferul și un pasager din față au murit pe loc. Celelalte 3 persoane, din care una în stare foarte gravă, au fost transportate la spital. Șoferul care a provocat accidentul a leșinat de vreo 3 ori până ce am chemat ambulanța pentru el. La fața locului se fac încă cercetări. Șoferul a fost testat, nu consumase alcool. El transporta acest utilaj de la Potoci spre Piatra Neamț. Nu și-a dat seama că brațul este ridicat prea sus și a agățat această traversă. Rămâne de stabilit dacă administratorul drumului și-a făcut datoria așa cum trebuie, pentru că această traversă a căzut la un simplu impact, iar o alta, care este în sensul opus, a căzut acum un an și încă nu a fost pusă înapoi.